numesc Filip. Prima dată când am auzit de MSG au fost pe posterele de lângă facultate. Am început în 2017 în toamnă cursul. Am participat după aia în 2018 la internship-ul de la SAP Technologies Lab și apoi direct în 2018 în vară m-am și angajat și de atunci tot aici la MSG pe SAP. Ce n-am știut e cât de mare e SAP-ul, inclusiv acum după 2-3 ani, mi se pare încă super mare și încă îmi dau seama că știu puțin. Ce n-am știut și acum știu e și cât de folositor e SAP-ul și va fi în continuare. Că greu e numai primul an. După aia devine mai ușor, după ce te obișnuiești, intri în ritm, doare un pic, dar chestiile faine nu vin așa numai.